să-ți povestesc cu Sica Bârdeș. La primul cantonament plecăm la Sinai. Și acum nu e acum să te duci la sala de forță. Atunci erau gantrele care le luai, greutățile le puneai în geantă, luai bara acasă. Și o cărai la cantonament. Mingile medicinale le băgai în geantă și plecai la cantonament cu el. Și acum e... Corect, corect. Păi zic lui... Zic lui Neasică, că așa îi ziceam atunci. Mă, Neasică, cred că a făcut cineva mișto de tine. Că ei veneau toți dimineața, autocarul parca în parcare, în fața stadionului acolo, veneau toți dimineața, lăsau gențile aproape de vestiar acolo, se duceau la cafea, la apă și îți dai seama, noi, eu, Coman, care eram mai copii, trebuia să cărăm gențile la autocar. Și acum mai zi un Neasică în autocar. Vrei să ai una rău de tot. Băi, Neasică, zic, cred că a făcut cineva mișto să nu-ți fi băgat vreo gantără, prea e grea. Lasă-mă, taci din gură. Când am ajuns seara la cantonament, geanta lui Sicuță jumate avea vin în ea. În fiecare seară cât un pahar de vin. I-am zis, păi da, aveai vână, Sicuță, și alergai de ziceai că ți-a luat casa foc. Dar uite, în Spanie ne povestea Gica Popescu că un păhăruț nu exista la masă să nu fie. Un pahar de vin roșu, un pahar, două la fiecare masă. Da, uite, când a fost, l-am prins pe Costel pe Gâl, că s-a antrenat cu noi două luni la Steaua atunci, în perioada când s-a lăsat. Și să știi că la fel. Zicea unde-i vinul, nu? Și mai povestea Gica Popescu că, de exemplu, îi spunea, ei terminau repede băieții ăștia avansați, știi? Și se uitau în dreapta și erau copiii ăia de la Penia cu tare, care aveau și ei sticla pe masă. Și atât, zicea Amor. Atât, nu deschidea gura. Adustic. Ce face ăla? Știi că eu terminau, dă-i seama. Ce? Blanc cu Gica Popescu, cu tot băieții, imediat se ducea, zis, o sticlă de vin și făcea semnul. Și nu, erai paharnic. Te duceai, de exemplu, dacă te duceai la un șpris cu ei, fiind mai mic, era da, normal. Da, ne-a rușine. Povestit Tene și a zis, vrei să joci la Flacăra Morenc? Eram promutat de la, da, Victor nouă, băiatul meu. Da. Respect era, uite, așa, vis-a-vis de respect, în 2005, când am plecat în Corea, la fel. Era ședința, după ce ținea ședința antrenorul, cel mai bătrân din lot vorbea. Indiferent că era titular sau nu era titular, da, cel mai bătrân din lot. La final de antrenament copiii strângeau copetele, mingile, adică respectul... Altă civilizație, altă cultură, civilizație, dar respectul e același peste la tot. La noi acum știi cum zice copiii din ăsta tânăr. La cel mai bătrân, du-te mă și strângea. Ies de pe teren tot și țipa antrenorul. I-am prins acum două săptămâni la într-o școală acolo și au ieșit toți copiii și ăla a fluieraș, ce faceți, nu? Păi și asta cine vrea să le strângă? Ei plecau, nu aveau treabă. Da. Voi veniți de adunați astea. Păcat. Deci acolo vorbea cel mai bătrân. Cel mai bătrân, da. Să ține respectul de la cel mic la cel mare. Și uite, păi tata, uite, vezi că aici nu ne... E 2005 totuși, nu vorbim de vremuri imemoriale. Eu țin legătura cu impresarul meu din care m-a transferat atunci în Coreea și cred că e aceeași mentalitate și acum. Adică nu s-a schimbat foarte mult la ei. Da, o altă cultură. La noi, din păcate. Da. Am înțeles altfel. 3 ani de zile numărul 1 la Pitești. Ca să ajungă. Ai fost. Să nu... Hai, că zic eu. 3 ani. Nu, că în 98 am debutat, după aia am început să joc foarte mult și... Deci am avut campionatul în 99-2000 și 2000-2001. Dar aveați o dorință de joc, era altfel, se vedea altfel și la televizor, nu trebuia să te duci pe stadion să vezi că voiați să jucați fotbal. Ți-am spus, a pierdut orgoliu în ziua de astea. Adică eu îmi doream cel mai mult, joc cât mai bine ca să plec mai sus. Cu toate că și FC Argeș în momentul, corect, la momentul acela, corect, era o echipă foarte bună. Adică se bătea întotdeauna la primele 4-5 locuri. Când a sunat fixul, că pe atunci nu era cu mobil, s-au apărut mobile, dar erau alea mari, că hai la Steaua. Ți-a venit să crezi sau știai sau cum a fost? Eram prin oraș și... Aveai mobil? Nu aveam, de unde? Nu mai știu dacă aveam mobil, dar nu cred că aveam mobil atunci. Și când am ajuns acasă mi-a zis, da, ai dreptate, suna fixul. Mi-a zis, mama, vezi că a sunat Oleg. Oleg era prieten cu Mircea Sandu și cu Gigi. Și era la noi la FC Argeș vicepreședinte, dacă nu mă înșel pe vremea. Era Gabriel Sicoie președinte și Tunaru și Oleg vicepreședinți. Ce oameni. Și vezi că a sunat Oleg. Și acum m-am pus și l-am sunat pe Oleg. Da, tăticule. Că e tăticule. Tăticule îi zic și acum. Da, tăticule. Vino până nu știu unde că trebuie să pleci la Steaua. Păi, cred că eram, nici n-am închis telefonul și eram deja. Ai plecat. Îți dai seama, descălțat. Da. Fiecare ți-am zis, mai ales când ești în provincie și joci, îți doreai pe vremea aia să ajungi la Steaua, la Dinamo. Și când ai ajuns acolo, n-ai tremurat, că deja aveai experiență. N-am tremurat, da, și mă știam cu jucătorii de la Steaua. Cu majoritatea dintre ei ne știam și n-am tremurat. Dar oricum, intrai într-un vestiar de jucători foarte mari.
Da, Motu cu că a stat în vestiar, ne-a povestit Tomiță de la Eliade, că a stat în vestiar vreo, în cămin la Eliade vreo 3 săptămâni și trebuia să ajungă și el la Steaua? Pe prima oară să țin minte că Steaua l-a ofertat. Așa am fost și eu. Prima ofertă am avut-o de la Craiova. A doua ofertă am avut-o de la... Înainte să ajung la Steaua, eram copil, 16 ani, cred. Era Dinu Vamă președinte și... La Rapid? La Rapid. Deci ai avut... Stai un pic. Am avut Craiova. Deci tu ai avut Craiova. Da, Rapid. Tu erai la Pitești. Da. Da? Am avut Rapidul. La Rapidul am avut la Copișe și Niorca. La 16 ani. La 16 ani, da. Rapid voia să te ia. Da. Bun, după aia... După aia a vrut să mă ia Dinamo și a vrut să fac aceeași și... Să fie același drum cum a făcut cu Mutu, că știi că Mutu a fugit atunci și da. N-am acceptat și am ajuns la Steaua. Steaua. Da, eu Steaua. Păi nu ți-a mai rămas nimic. Steaua o aveam în inimă. Adică, CFR Cluj nu era pe vremea aia. Deci, dacă mă putea cineva să aleg între toate, aveam Steluța. Deci tu la echipa aia, cum ai zis tu, la școală, erai cu Steaua. Da, la, eram cu când Steaua. Se împărțea Dinamo Steaua. Și să spun și cum am ajuns la Steaua. Am plecat în vacanță, era Nea Marian Bondrea. Ne terminase, nu știu, pe locul 4, cred că am terminat anul ăla. Și mai era o etapă, trebuia să jucăm în Ghencea. Și noi am jucat acasă. Nu știu cu cine am jucat acasă, am bătut 2-0 și Nea Marian, Nea Marian zic, eu nu mai vin în Ghencea, mă duc și eu la mare. Vacanță, dai seama, vară. Du-te ca să mai joace și alții, nu știu ce. Și acum m-am dus la mare, dai seama, 3-4 zile. Da. Mă sună Răzvan, turnarul. Da, eu nu vrei să vii să joci, eu iau campionat, au luat campionat, o să fie frumos, stadionul plin. Nu zici că am plecat de la mare ca să joc în Ghencea. Pe bune? Am dat și gol, am făcut 3-3 și pe aia Și te-ai întors la treaba ta după aia. Nu, dar am stat și atunci mi-am dorit cel mai mult în viața mea să ajung la asta. Am zis, uite ce frumos. Deci le-a adus, dacă nu mă înșel, le-a adus tricourile de campioni cu elicopterul în Ghencea. Ai zis, aici e treaba. Aici trebuie să ajung neapărat. Și prima zi la Steaua? Prima zi la Steaua... N-ai mai de dezbrăcat la... A intrat direct în seara, prima zi la Steaua, ei plecau în ziua aia, trebuia să plece, să plece în Olanda, în cantonament, și era cu viză și eu n-am avut viză. Bună ziua, bună ziua! Și am și întârziat la antrenament. Prima antrenament am întârziat, că m-a certat și Neapiți, că am stat cu Nea Gigi. Stai să m-am semnat pe la 3 noapte, am semnat. La Pitești am venit, m-am culcat aici și... Ce ai întârziat un pic? Am întârziat cu Nea Gigi puțin. Hai să plecăm în cantonament, păi eu... Eu n-am avut viză, dar a fost sâmbătă, dacă nu mă înșel, și... Da, eu am plecat luni, am luat viză și am plecat luni după ei. Altceva la Steaua? Alt nivel sau... Alt nivel, era alt nivel. Era alt nivel pentru că majoritatea băieților erau de nivel... Erau da. Campioni. Să-ți mai povestesc. A fost un trial la Lotul Național, o acțiune, nu mai știu. Și era Marius Baciu, fundaș central, care era la Steaua. Eu atacant, bă, și mă loveam mare să într-un apă ăla. Băi, Marse, lasă-mă, asta. Cu 2 săptămâni înainte să ajung la Steaua, 3 săptămâni. O să fii colegi, m-am pus și am început să-l... Nu, că nu știam. A, nu știai. Am început și ne-am luat la înjurături. Și acum vezi, dacă eu vorbeam cu Neapiții, înainte să ajung, Neapiții mă vroia și... Da, Neapiții, vin. Și acum, ce zic eu, bă, Neapiții, doamne, da, Marius. Acum, ce-i fi zis Neapiții s-o fi luat de el acolo? Când am ajuns la primul antrenament, ce-mi zice? Urcă și du-te, vezi că camera e ultima cameră a ta, unde o să dormi, ultima pe dreapta. Când m-am dus acolo? Hop! Marius Baciu în cameră. Tocmai plecase, el stătuse cu Belu. Și tocmai plecase Belu. Și ca să vezi respect de campion, zice, Băricuță, uite, eu am stat în patul ăsta, în care pat vrei să stai? Păi dai seama, paturile identice. Uite, eu am dormit aici a dormit Belu și zic, Marse, ce? Stai în patul unde ai dormit eu, dar ca să vezi respect de Și de voi campion. Cu 3 săptămâni înainte... Și noi ne-am înjurat de... Topoare puternice. Altă. Era o altă. Uite, inclusiv asta când povestești, vezi, cu dormitul în tribună și așa mai departe, la tribuna a doua și astea, astăzi nu prea se mai poate. Ea încearcă să ții un jucător 4-5 zile în cantonament. 2 meciuri legate sau ceva. Adică tu când povestești ultima pe dreapta, știi, oamenii se uită unde a zis? La tribuna a doua, la nu? A doua. Ultima pe dreapta. Ultima pe dreapta. Aici. Acolo unde cu ani înainte Bălăniș pusese scaun de stomatologie ca să profeseze. Îți dai seama. Da? Și a pus lui Petcu o plombă și a ținut 25 de ani amalgam. S-au schimbat vremurile după aia, probabil o mai avea și omul și acum. Și a zis, povestea Balin, că Bălăniș spunea, hai, deschideți gura.
Băi, lasă-ne, băi, loți-mi. Haide, mă, să vedem dacă aveți carii să, să-i urce, să-i, să-i urce, să-i rezolve. Te dai seama ce fotbaliști. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai așa, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.